Emisiunea Verde Cu Mona Nicolici La Europa FM Bun găsit, suntem la ultima ediție Emisiunea Verde 2022 O ediție specială și veți vedea De ce dacă veți rămâne alături de mine Și de invitatul meu până la sfârșitul Acestei emisiuni cel care este de cealaltă parte a microfonului, tocmai de la Cluj, Alexandru Stermin sau Sandu, așa cum îi spun cunoscuții, este biolog, dar are studii și în teologie, filozofie și în psihologie pozitivă. A explorat jungla amazoniană, dar și alte două jungle, așa cum spune el, jungle urbane din lume. Are un vlog, jurnalul unui ornitolog, iar poveștile lui despre păsări și despre viață uh, au stârnit uh, curiozitatea a mii de oameni. Bun găsit, Sandus! Mulțumesc tare mult că ai acceptat să încheiem acest an împreună. Servus, mulțumesc foarte mult de invitație și mă bucur să fim împreună. Deci, biologie, teologie, filozofie, psihologie. De ce toate la oaltă pentru un om care este primordial pasionat de natură? Ce ai căutat? Cred că am căutat să văd cine sunt. Și încercând să văd cine sunt eu, am încercat să văd cine sunt oamenii. Și asta a fost. A fost o nevoie de a mea de a-mi de -a găsi o identitate. Și după ce mi-am găsit identitatea asta, cât de cât, a fost nevoia mea de a-mi găsi sensul. Și am venit la biologie pentru că eram un copil pasionat de natură, am crescut într-un sat cu animalele, și venind de acolo, din Viștea, în Cluj, mi-am dat seama că nu știu cine sunt pentru că îmi lipsea comunitatea care îmi dădea identitatea. Și atunci am început să chestionez toate lucrurile cu care am venit de acasă. Și așa, în timp ce eram la biologie, m-am dus la teologie. La teologie erau foarte multe răspunsuri dar parcă nu mă satisfăceau în totalitate și atunci m-am dus la filozofie și la filozofie am găsit un spațiu în care mă simt confortabil cu întrebările. Iar după ce mi-am dat seama că cine sunt sau cel puțin cine aș vrea să fiu, am început să-mi caut sensul pe lumea asta, să văd de ce sunt pe lume și am început să explorez lumea din interiorul meu. Și m-am dus la pe partea Formarea de psihologie, a... exact, da. Psihologie, da, am făcut 5 ani de psihologie pozitivă, formare, și acum sunt la master la psihanaliză. Doamne, mai e multe căutări. Știu că tu spui că ești un căutător cât ai să mai cauți? <laughs> și încotro să mai mergi. Și o să vreau să fiu mereu un etern student. <laughs> da, și asta este un lucru minunat, să știi că și eu spun acum, nu știu dacă multă lume știe, și eu sunt studentă, -am, fac un masterat în managementul conservării biodiversității și copiii mei spun, măi, mamă, dar nu te-ai săturat să înveți? Nu, nu m-am săturat să Așa. învăț și eu sunt, cred că tot în zona asta, caut mereu întrebări și cred că mai degrabă eu caut soluții și nu știu dacă nu e prea mult, nu e un pas prea mare. Uh, tu știu că ai și plecat foarte mult. Ai căutat răspunsurile la întrebări, mergând în jungla uh, amazoniană, cea mai veche, da, există de cel puțin 55 de milioane de ani, este plămânul Pământului. Ai fost apoi în zonele urbane, în jungla urbană din Statele Unite, în Los Angeles, cred, și apoi în Beijing, dacă nu mă înșel. Care a fost cea mai mare revelație a ta? În... Și, și unde unde ai avut această revelație? Despre viață. Despre viață, da. Mi-am dat seama, și în cartea asta am scris că noi suntem o specie a unui interval. A fost momentul în care mi-am dat seama că uh, noi oamenii, ca să ne simțim bine, trebuie să ne simțim în largul nostru. Și am înțeles ce înseamnă largul ăsta al nostru. Largul nostru este dat. Pe de o parte, de o limită a acestui interval în care știm că noi am venit pe Pământul ăsta și supraviețuim aici de 4 miliarde de ani de când a apărut viața. Deci, noi suntem urmașii celor care au supraviețuit timp de 4 miliarde de ani. Asta înseamnă că în fiecare dintre noi lumea se încearcă. Lumea se încearcă, viața se încearcă, vrea să aducă ceva, să fie într-un anumit fel. Adică, te încearcă. Asta vrei să spui? Când nu, viața nu, te încearcă. Te încearcă. nu, se încearcă. Nu, ah, să și când viața își caută un adică sens. Tu trebuie să tine. încerci, să cauți. Sau? Uh, nu, e, 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 e o energie, așa, e viața asta care de 4 miliarde de ani a supraviețuit și prin fiecare specie, pe filiera noastră fil filogenetică, a făcut ceva. Deci noi suntem aici și cumva avem un sens, nu știm care. Trebuie să facem ceva pe lume. Și cum ți se și pare? Cum, cum ți se avem... pare al... Alex, lumea acum, acum, cum se par oamenii care trăiesc aceste vremuri? Suntem mai buni, suntem mai responsabili, am învățat să fim mai buni unii cu alții. Nu cred. Eu cred că noi așa suntem întotdeauna. Doar că <laughs> suntem o lume, nu ni suntem niște oameni care ne căutăm tot mai mult un confort. Cred că asta vrem să facem. Și apropo de revelație, ca să-mi termin ideea, deci pe de-o parte, în noi lumea se încearcă, și e ca și când avem o menire pe lumea asta, dacă tot am venit, dar exact în același timp, în celălalt capăt al intervalului nostru, suntem atât de fragili, încât putem să murim într-o secundă și să nu mai fim. Și cred că e important să conștientizăm asta și să ne bucurăm de momentul ăsta în care suntem pe planeta asta și în viața noastră. Ți s-a întâmplat asta? Să-ți fie teamă că vei muri în toate călătorile tale? Da, mi s-a întâmplat de multe ori. Și Ce a, Ce -a schimbat asta în tine? M-a adus foarte mult în prezent. M-a adus, adus mai mult în, în ideea că să mă bucur de faptul că sunt, și poate mai puțin de cum sunt și cum e lumea să mă bucur că sunt pe lume, așa cum e lumea. Am început uh, discuția noastră așa mai degrabă într-un fel filozofic <laughs> um, și noi aici la Misiunea Verde um, vrem povești inspiraționale, dar vrem să vorbim despre conexiunea dintre oameni și, și natură și de mediul ăsta pe care l-am adus într-o într-un punct destul de uh, dificil. Uh, Alex, revenim în câteva clipe, revin la tine în câteva clipe uh, și o să povestim și despre uh, legătura dintre păsări animale și uh, oameni. Sunt cu Alexandru Stermin, uh, profesor de anatomie comparată la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Asta nu a apucat să-mi să spun, așadar rămâneți pe Europa FM, mă întorc imediat. Am revenit, suntem la misiunea Verde, alături de mine Alexandru Stermin, profesor de anatomie comparată la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, ornitolog pasionat și și chiar așa Alex, biolog, teolog, filozof sau psiholog. Eu cred că sunt biolog. Până la urma urmei. Și uh... Încep să merg foarte mult în înspre direcția asta a psihoterapiei, pentru că îmi place foarte mult, îmi dă sens și simt că pot să fac acolo lucruri constructive. Într-un interviu spuneai că pe cât iubești păsările, pe atât de mult iubești și oamenii. Ai studiat comportamentul păsărilor, dar și comportamentul oamenilor și aș vrea să știu ce din ceea ce ai descoperit tu la păsări, în comportamentul lor, ne poate ajuta pe noi oamenii să fim mai buni unii cu ceilalți, să avem mai multă încredere unii cu în ceilalți. Wow, exact pe, pe tema asta lucrez de trei ani de zile într-o colaborare cu Universitatea de Stat din Rio de Janeiro. Lângă Rio de Janeiro este o mlaștină mare. E o presiune antropică foarte mare asupra ecosistemului ăsta de acolo. Deci, și au ajuns acolo niște păsări, niște găinușe de baltă, prin 90. Și spre deosebire de toate celelalte specii care își reduc efectivele, care încep să dispară, păsări, găinușele astea de baltă încep să o ducă foarte bine. Și întrebarea noastră este de ce? Cum se adaptează păsările astea într-o lume unde presiunea este atât de mare? Chiar Și ce așa. au început să facă? Au început să facă câteva lucruri. Unul la mână, au început să coopereze. Cooperează într-un hal pe care nu ni l putem imagina Lucrul ăsta am crezut că există numai și numai la uh, mamifere, la cimpanzei De exemplu, dacă eu sunt pe malul bălții și arunc o bucată de biscuite Vine un mascul care ia biscuitele astea, îl duce pe mal De pe mal, din apă, vine un juvenil, îl ia, îl duce la un alt juvenil Juvenilul ăsta îl duce la o pasăre adultă și ea îl ia și se duce în tufe și îl dă la un pui Acolo e o cooperare. Deci sunt patru adulți și juvenili care au grijă de un pui și se expun în funcție de puterea pe care au ca să, să se lupte cu pericolul. Dincolo de asta, cooperează într-un alt fel. Își cresc puii în grădinițe. Mai multe femele își aduc pui împreună A, în, în alte ecosisteme, acolo unde nu este presiune foarte mare. Nu se întâmplă asta. Adulții nu cooperează între ei, femelele nu își cresc pui împreună. Și am mai descoperit ceva colosal, este felul în care toate, câte două sau trei perechi, își construiesc un singur cuib și clocesc ouăle astea pe rând. În felul ăsta au, sunt, sunt unite și au grijă de pontă, au grijă de, 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 de cuibul lor. Deci tu spui că atunci când presiunea e mare, da, când uh, condițiile sunt neprielnice cumva într o comunitate, abia atunci păsările cooperează. Da, Eva... cooperează, se ajută, se uh, apără unele pe altele. Se poate translata asta și la oameni? Adică e valabil și pentru noi, atunci când e că... greu sau când presiunea e mare sau când frica poate e mare, uh, poate că doar așa putem să ajungem la la cooperare. Păi, instinctual da, dar ar trebui să facem asta și înainte să vină pericolul. Uite, că vorbeam de anatomie comparată. Noi, avem, noi suntem niște animale care avem ochi în față. De ce avem ochi în față? Ca să avem un câmp binocular, ca atunci când am evoluat din mai multe și stăteam în copaci să putem să nimerim creanga pe care sărim. Dar venindu-ne ochi în față, noi ne-am pierdut câmpul vizual, noi nu vedem ce se întâmplă în spatele nostru de unde poate să vină prădătorul. Și atunci ce-am făcut? Am compensat asta stând în comunități. Stăm împreună, pentru că unul poate să păzească spatele celuilalt. Deci și totuși stăm singuri. Singur. Noi stăm în comunități, dar stăm singuri fiecare acolo pe bucățica lui. Unii e dintre așa mi se pare. Unii dintre noi, pentru că sunt și foarte mulți care se conectează cu ceilalți și nu numai cu oamenii, că ăsta cred că este secretul. Să nu ne conectăm numai cu oamenii, ci încet, încet să lărgim cercul ăsta al conexiunii. Să ne conectăm și cu animalele și cu plantele și până la urmă, cu tot ce e viu. Că suntem aceeași viață în diferite forme. Alex, spune păsările și animalele au păsările în mod special pe care tu le studiezi. Au creierul mic. Da? La modul simplist am putea spune că de deloc inteligente ce am putea să facem noi ăștia cu creierul mai mare ca să învățăm ce mai putem ce putem să învățăm de la ele pentru că ele pare că se adaptează mult mai bine că știu să, să, să trăiască împreună știu să se apere, știu să se ajute știu să își crească copiii în, în, cu grijă ce putem să învățăm noi ăștia care avem, considerăm că suntem mult mai evoluați decât o pasăre de la el? Uh, deci s-a demonstrat că mărimea creierului nu are legătură cu <laughs> gradul de inteligență. Sunt unele păsări care au un creier foarte, foarte mic, multe corvii de multe ciori, au creierul mic și sunt mai deștepte decât foarte multe animale care au creierul de 10 ori mai mare. Dar păsările au ceva. Păsările au un fel de sistem limbic pe care îl avem și noi, foarte dezvoltat. Și noi, când ne gândim la, la ce facem, mergem la nivel de, 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 de raționament, de cogniție. Uh -huh. Însă, și asta ne ajută, dar sistemul limbic e, e legat de altceva, este legat de emoții. Și cred că, mai mult decât să gândim, ar trebui să începem și să simțim. Și să ne conducem viața după, uh, după perspectiva noastră emoțională. E Pentru greu! Că emoțiile ne... E foarte e greu! greu. E foarte greu, pentru că ce se întâmplă? Multe emoții sunt emoții pe care nu le dorim. Și atunci, încercând să le evităm, noi evităm și emoțiile pe care ni le dorim. Și ne rupem cu totul de planul nostru emoțional. Dar păsările simt foarte mult. Păsările simt, pentru că odată ce s-au rupt din reptile, sistemul lor nimic a început să se, să se dezvolte foarte mult, și atunci sunt niște ființe emoționale. Și cred că emoțiile sunt foarte importante în relațiile noastre, că tot ce facem noi comportamentele în care ne implicăm și devenim devotați sunt legate de emoții. Deci cred că ar trebui să ne ducem mai mult înspre ce simțim și acolo să găsim răspunsul și mai puțin înspre ce gândim. Îți mulțumesc foarte mult! Facem o mică pauză din nou. Mă întorc la invitatul meu, Alexandru Stermin, cu o discuție fascinantă, spun eu, despre oameni și natură. Rămâneți pe Europa FM! Suntem la misiunea verde la Europa FM, la am alături de mine pe Alexandru Stermin, biolog, pasionat de ornitologie și care, pentru a înțelege mai bine viața în întregul ei, a plecat în jungla amazoniană, în cea urbană din Statele Unite, în Beijing, a studiat biologia, teologia, filozofia, psihologia. Mai are de învățat, Așa mi-a spus acum câteva clipe. Alexandru, noi vorbim mult aici la Micina Verde despre schimbări climatice, despre efectele schimbărilor climatice și mai ales despre ce putem noi să facem oamenii ca să uh, poate să oprim ceea uh, ce s-a ce pornit practic și uh, toate avertizările cercetătorilor care ne spun că suntem pe un drum cam greu de întors. De, de um, ce poți să le spui ascultătorilor Europa FM din această perspectivă, din, din toate explorările tale, din toate uh, vizitele pe care le-ai făcut sau cercetările pe care tu le-ai le condus? Ce poți să le spui oamenilor care nu cred că trăim uh, schimbări climatice, nu cred în schimbările climatice? Le spune să se uite afară pe geam și să-și aduc aminte cum erau iernile când erau copii și ce se întâmplă acum. Sau cum erau verile în care, când erau copii și ce se întâmplă acum. Sau cum erau verile de acum câțiva ani și cât de secetoase sunt verile de acum. Deci, e, mie mi se pare incredibil să nu vezi cât de mult se schimbă clima. Și dincolo de asta mai e ceva. Rata de dispariție a speciilor de plante și de animale este de 100 de ori mai mare ca acum 50 de ani. Deci, dincolo de faptul că se schimbă clima, dispar foarte multe specii de plante și de animale, care fac parte dintr-o rețea mare, din care facem parte și noi. Și e ca și cum avem un zid mare și fiecare specie e câte o cărămidă. Dacă noi toți scoatem cărămizi din zidul ăsta, la un moment dat zidul ăsta o să se prăbușească peste noi. Deci, încălzirea climatică există, modificările globale există, dispariția speciilor există. Dacă aș fi fost un biolog care ar fi stat doar pe teren și-ar fi citit articole și-ar fi lucrat pe partea asta de schimbări climatice, numai pe asta, aș fi zis da, suntem la un capăt de drum, nu ne mai întoarcem, suntem vai de capul nostru. Însă, în același timp, eu lucrez cu studenții mei, fac ateliere cu copii în natură, ies cu adulți interesați de natură și îmi dau seama că vine din urmă o generație și o mentalitate care poate să schimbe lucrurile. Deci chiar dacă Re, e dezastros ce vedem în jurul nostru, speranțe sunt. Și atunci, speranțele astea, sau, de sunt câteva lucruri pe care le putem face. Unele lucruri țin de societatea civilă și unele lucruri țin de noi, de fiecare în parte. Societatea civilă ar trebui să meargă în direcția în care să pună presiune pe guvern ca să se investească foarte mult în conservare. Trebuie să avem zone naturale conservate. Dincolo de asta, să se pună presiune pe guvern ca să... Uh, Facă legile în așa fel încât să țină cont de natură și de conservare. Pentru că altă soluție nu există. Iar pe partea cealaltă, sunt lucrurile care țin de noi, de fiecare în parte. Și trebuie să ne gândim la ceva. De fiecare dată când facem ceva, trebuie să ne gândim: oare putem să facem lucrul ăsta la nesfârșit? Păi, am putea să conducem o mașină la nesfârșit, să ardem combustibil? Nu. Am putea să producem plastic la nesfârșit? Nu. Pentru că l-am dat o să ne trezim îngropați în plastic. Și în felul ăsta am, am vedea care sunt lucrurile sustenabile. Adică să începem să străim sustenabil, sustenabil, să ne reducem din consum, să reciclăm, să reparăm și încă ceva foarte, foarte important, tot cu R, să începem să avem o relație cu natura, să ne conectăm cu natura. Pentru că eu cred că, așa cum fiecare dintre noi are în interiorul lui un talent etic. Adică, la un moment dat, nu trebuie să spună cineva că ce-i faci celuilalt e bine sau e rău. Nu. Ai tu, știi tu, ai talentul ăsta etic în tine pe care trebuie să-l trezești. Exact așa cred că, în momentul în care ne conectăm cu natura, o să se trezească în noi instinctul ăsta de a proteja natura și o să știm din start, inconștient, când facem ceva, dacă este împotriva ei sau dacă este în favoarea naturii. Alex, ești un om, ești, ești un idealist, trebuie să recunosc, ești mai, nu știu, sunt un pic mai pesimistă, tu ești optimist, eu sunt mai pesimistă, pentru că așa mă doare când mă duc în păduri, în natură și văd că în loc să fie totul protejat, să văd oameni care se bucure de asta, văd pădurile pline de tot felul de gunoaie, inclusiv de mobilier, prin jurul Bucureștiului, dacă mergi, îngrozește, îngrozești, ce se întâmplă în, în, pădurile din jurul, pe, în pădurile periurbane. Îl întrebam și pe Alex Dima în ediția trecută ce e de făcut și el îmi spunea același lucru, că fiecare dintre noi trebuie să facem. În același timp îmi spunea, ai văzut vreodată românii ieșind în stradă să uh, manifeste cerând un aer curat? Ci drept, n-am văzut. Și atunci te întreb, e drept, lucrurile s-au mai schimbat în societatea civilă și printre noi, dar autoritățile din România, din punctul tău de vedere, sunt mai conștiente, sunt mai responsabile, ele nu trăiesc, ei nu trăiesc în lumea asta, adică dacă ea se va sfârși, vom sfârși împreună. Ce, care e părerea ta și ce, ce, ce se poate face din perspectiva asta? Eu cred că autoritățile sunt, din păcate, sunt ultimele care se schimbă și care -și schimbă mentalitatea. De exemplu, de obicei apare o idee la nivelul filozofic sau la nivelul celor care încearcă să găsească soluții. La ideea asta ia foarte, foarte mult timp ca să ajungă în societatea civilă. Ca să ajungă în societatea civilă, ea prima dată trebuie să ajungă în, în, în planul educațional. După ce ideea asta ajunge în planul educațional, lucrează cu copii, copiii ăștia cresc, și după, trebuie să crească ei, să ajungă adulți și câțiva din adulți ăștia să se implice în ceea ce înseamnă autorități. Deci eu cred că noi acum suntem în punctul în care e foarte important să mergem înspre educație. Acolo să investim foarte mult și, din păcate, să avem răbdare. Avem timp? Pe care educăm, eu zic că încă mai avem timp pentru că lucrurile se întâmplă repede. Lucrurile, în, în evul mediu, ce trăia bunicul, trăia și nepotul. Lucrurile se întâmplau încet. Astăzi trăim într-o lume în care totul se întâmplă repede. dar nu știu dacă avem timp, dar cred că eu văd asta ca ultimă soluție. Și cred, cred că generațiile astea tinere o să vină și o să schimbe lucrurile la nivel de autorități. E foarte greu să schimbăm, să schimbăm ceva ce am învățat, spuneai da. tu. Ai dovedit, Alex, că cu instrumente științifice, de altfel, nu altfel, că păsările, când ne întoarcem la ele, își pot schimba comportamentul și într-un timp destul de scurt, da? Atunci când mediul lor se schimbă, comportamentul păsărilor se schimbă. Întrebarea mea este, oamenii se pot schimba la fel de ușor, în bine, evident? Oamenii se schimbă mai greu, spre deosebire de toate celelalte vietăți. De ce? Pentru că ei, ca ființe inteligente, noi, ca ființe inteligente, am început să schimbăm mediul. În loc să ne schimbăm noi, schimbăm mediul. Și vrem să facem mediul după cum ne este nouă bine. E foarte greu, la, uite, la nivel imunologic, să schimbi sistemul imunitar și să te adaptezi la tot felul de, de patogeni. Și atunci ce am făcut? Decât să ne adaptăm imunologic, am inventat antibioticele și vaccinurile. Noi suntem niște. Animale care am evoluat să trăim în zone calde. Ce am făcut? Am venit în zonele reci și am ridicat ziduri și trăim într-un mediu cald, într-o zonă rece. Deci, noi avem privilegiul ăsta de a modifica mediul. Și atunci ce facem? Încercăm să schimbăm lumea și pe cei din jurul nostru și mediul, și poate că în ultimul moment, când nu putem să facem toate lucrurile astea, ne gândim că ar fi bine să ne schimbăm noi. Și oamenii se pot schimba. Dacă vor se asta pot vrem schimba. să. Asta vreau să trec. Chiar chiar se pot schimba oamenii. Pot renunța la comportamentele um, care fac rău, care le fac lor rău, în primul rând, dar și celor din jurul lor, ba chiar celor pe care îi iubesc. E cât, de, de, cât de ușor sau cât de greu este să, să renunțe la asta și ce îi determină? Dacă pe păsările determină presiunea, schimb, schimbarea de mediu, la oameni ce funcționează? Păi cred că la oameni funcționează frica. Frica de tot felul de lucruri. Frica ne face să ne schimbăm. Frica că o să rămânem singuri, frica că s-ar putea ca ceilalți să ne abandoneze. Asta de obicei funcționează. Și frica că murim ne ajută să ne schimbăm într-un fel. Dar oamenii se pot schimba. Am văzut asta, am trăit. Deci și trebuie să ajungem la frică. Trebuie să ajungem, dar la o frică probabil foarte puternică, am citit în cartea ta, chiar ieri am intrat într-o librărie, prima carte care mi-a apărut în față, știi care a fost prima, prima de la ușă? Căzuți din junglă. Deci a fost prima carte pe care am văzut-o. Um, și în călătorie în jurul omului, dacă nu mă înșel, tu spui că frica ne dezbină, dar ne și aduce, ne poate aduce împreună. Da. Asta Până e singurul că... lucru care poate determina un om să să fie mai bun? Nu e singurul, dar de obicei funcționează cel mai eficient. Dar uite, este o frică care poate să aibă la rădăcină ei ceva bun. Adică îți e frică să nu îl pierzi iubirea celuilalt. Și tu, frica te motivează să faci ceva în direcția în care vrei să nu pierzi iubirea. Deci din iubire faci. Din iubire, din frică să nu pierzi iubirea. Dar este, e frica, e, uh, e, e, e e o emoție din asta care are legătură cu uh, sistemul nostru de, de conservare, de, de supraviețuire. Și atunci până mai e despre viață, ne pune în legătură cu, cu moartea și cu viața. Um, am o întrebare pe care um, aș vrea să ți-o adresez, mi-e un pic uh, așa frică, <laughs> dar nu atât de mare. Um, se spune așa că iubirea, pentru că eu prefer între iubire și frică să aleg iubirea. Dar toți spunem că iubirea poate schimba nu doar un om, ci și o lume întreagă. Adică, dacă tu dai iubire, poți să schimbi un om și mai mult decât atât, poți să schimbi o lume întreagă. Crezi în această afirmație? Există ceva științific în această afirmație? Da, cred. Dar trebuie să, ca în știință, trebuie să definim iubirea asta care ar putea schimba lumea. Și cred că iubirea asta care ar putea schimba lumea trebuie să aibă în ea adevăr. Adică să fie o iubire adevărată. Și cum văd eu iubirea asta adevărată? Este iubirea care merge înspre celălalt și ține cont de celălalt, dar în același timp vine și înspre noi. Pentru că o iubire care e îndreptată doar înspre celălalt și nu și înspre noi, e o formă de sacrificiu. Asta nu e iubire adevărată. Dacă vine doar înspre noi și nu înspre celălalt, e o formă de narcisism și nu iubire adevărată. Deci iubirea asta trebuie să fie adevărată, să fie în egală măsură și pentru noi și pentru celălalt. După care, cred că trebuie să fie uh, o, o iubire bună. Există și, și... iubirea rea? există și iubirea. Există iubirea, iubirea în care, în care fără să-ți dai seama, cum zice, drumul spre iad e pavat cu intenții bune. Este iubirea aia în care nu-l nu, 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 nu vezi și pe celălalt. Vezi doar intențiile tale, doar valorile tale. Este, poate să fie o formă de ideologie, iubirea pentru o idee pe care vrei să o aduci. Și cred că mai e ceva iubirea asta, deci trebuie să fie adevărată, trebuie să fie bună, trebuie să aibă bunătate în ea și trebuie să aibă, trebuie să aibă frumos. Adică să fie o iubire care să aibă ea, în ea o armonie. Adică să nu fie... E, e, sunt frumoase iubirile astea nebune în care ai impresia că intri într-o iubire și în același timp te și dar îți și place. Asta e, asta, e altceva. Dar iubirea asta care a putea schimba lumea este iubirea în asta armoniei, cred eu. Și e? iubirea asta armoniei nu, nu există nevoia de putere. Uh și e mai mult de atât. Da, poate că e o, doar o lume ideală, cea pe care o descrii, dar mi se pare că ai folosit foarte mult legătura cu spiritualitatea aici, nu neapărat cu știința. Alex, vreau să-ți să mulțumesc foarte mult pentru această călătorie de sfârșit de ani. Este o călătorie, pentru mine a fost și o, o călătorie inspirațională. Poate am vorbit mai puțin despre Mediu, dar am vorbit despre viață, pentru că natura tot ce ne, ne înconjoară, de fapt, este viața noastră. Și avem de învățat, dacă ne uităm în jurul nostru de la tot ce găsim în natură. Trebuie doar să avem un pic de răbdare și de liniște și de atenție, și să avem puterea să credem că putem învăța de la Vietățile cu un creier mai mic decât al nostru. Îți mulțumesc tare mult și vreau să-i mulțumesc și colegului meu, Victor Marin, pentru că ne-a dus împreună. Așa, pentru acest sfârșit foarte scurt, să le spui celor care ne ascultă ceva care să-i ajute să înțeleagă că viața noastră depinde de noi și schimbările pe care vrem să le facem, și în privința mediului, evident. Um, stau doar în puterea noastră. Nu știu dacă găsești o frază importantă să ne spui, să ne -o spui acum la sfârșitul ăsta de ediție. Oie, Sunt multe de spus, dar cred că relația noastră cu natura este vindecătoare și pentru noi și pentru natură. Și dacă vrem să ne vindecăm pe noi sau dacă vrem să facem ceva bun pentru natură, trebuie să intrăm în relație cu natura. Și o să fie, o să descoperim atât de multe lucruri că nu o să vrem să mai știm niciodată în relație cu ea. Îți mulțumesc încă o dată. Vă recomand călătorie în jurul omului. Cartea lui Alexandru Stermin este o invitație la dialog și cred că este o. O mare încercare, vă va pune la o mare încercare cu tot ceea ce ați crezut înainte, cu toate credințele pe care le-ați avut înainte despre o viață și natură. Vă mulțumesc tuturor, ascultătorilor mei le spun sărbători frumoase și ție, Alex, la fel, cu liniște, în pace să ne vedem în 2023 cu mai multă speranță, pe care poate o să regăsiți și în acest interviu, în această ediție, pe care o puteți reasculta pe europa.fm.ro la secțiunea podcast Misiunea Verde. Toate cele bune să ne revedem, să ne reauzim în 2023 cu mai multă speranță. Toate cele bune! Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.